Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom vorbi despre epitet în discursul liric. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. La final, veți reuși să faceți diferența între tipurile de comunicare artistică sau non-artistică în diverse texte. Care este diferența între cele două texte, având în vedere sensurile cuvintelor? Ce ai în cutiile acelea? Nimic. Sunt niște cutii goale. E ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune, înșirând cuvinte goale ce din coada o să sune. În primul text, goale este folosit cu sens propriu de bază, în cel de-al doilea, cu sens figurat. Sensul propriu de bază este specific comunicării non-artistice, iar cel figurat, comunicării artistice. Care este rolul folosirii limbajului expresiv în discursul liric? De a sugera sentimentele, gândurile vocii lirice, de a trezi emoții cititorului. Cum facem lucrul acesta? Prin figuri de stil. Care sunt ele? Epitet, metaforă, comparație, personificare și altele. Goale este un epitet asociat substantivului cuvinte din text. Epitetul este o figură de stil prin care se exprimă o însușire neobișnuită a unui lucru, a unei ființe sau a unei acțiuni. Înșirând cuvinte goale, goale determină substantivul cuvinte. Singur clopotul suspină tot mai sus și tot mai lin. Tot mai lin determină verbul suspină. Să identificăm împreună epitetele din versurile. Deschid cu teamă ușa cămării de altădată cu cheia ruginită a raiului oprit. Ruginită, determină cheie, oprit, determină substantivul raiului. Curg în râuri sclipitoare, sclipitoare, râuri. Îngerii deasupra noastră vor cânta un im divin. Ah, ce clară noapte albastră, poezie sau destin. Divin im clară albastră noapte. Să identificăm în continuare epitetele din versurile. În păduri trosneste jari e un ger amar cumplit. Amar cumplit. Ger. De treci codrii de aramă, de departe vezi albind și auzi mândra glăsuirea pădurii de argint. De aramă, mândra, de argint. Hrăită noduroasă stă în colț râșnița veche. Hrăită noduroasă, veche. Să continuăm. El se duce după visuri. Inima lui crește plină de o sacră melodie melancolică divină, de o tainică vibrare de un avânt inspirator ce i aduce în piept suspinuri și în ochi lacrimi de amor. Sacră melodie melancolică divină, tainică vibrare, avânt inspirator. Gâze, flori întârziate, muza mea satirică, va închina de drag la toate câte o strofă lirică dar când știu că o să vă înghețe iarna mizerabilă, mă cuprinde o tristețe iremediabilă. Întârziate, flori, mizerabilă iarnă, iremediabilă tristețe. Vă propun să exersați singur sau în perechi. Identificați epitetele din versurile de mai jos. Mii de fluturi mici albaștri. O tablou măreț fantastic, mii de stele argintii în nemărginitul templu ard ca vecinice făclii. S-aprind pe cer și în lacul străveziu, ciudate lampioane de pitici, cu focul rece, albăstrui și viu. Vă recomand să apelați la profesorul vostru pentru verificarea răspunsurilor. Vă invit să citiți cât mai multe poezii și să vă bucurați de frumusețea limbajului folosit. Succes!